În urmă cu câțiva ani am fost împreună cu soția mea, cu Atena, am fost în Israel și am în perioada respectivă, bineînțeles, turneul pe care l-am făcut a inclus și Betleemul. Am fost în vizită în Betleem și Betleemul este locul de naștere al lui Isus Hristos și astăzi vreau să vorbesc despre Betleem. Vreau să vorbesc pe scurt despre Betleem. Uh, Betleem înseamnă casa pâinii. Pâinea vieții sau pâinea lui Dumnezeu s-a născut în Betleem. S-a născut pe pământ. Și uh, uh, Betleem, uh, de, de altfel, este și Betsaida sau Betesda sau Betlehem. Uh, Betleem. Uh, uh, toate acestea au semnificații. Betsaida este, este denumită Casa Peștilor, de exemplu, în Biblie. Sau uh, Betesda, unde a fost vindecat un paralitic de Isus, este uh, practic simbolul sau însemnătatea cuvântului Betesda, este Casa Milei. Deci în, în uh, limba ebraică sunt multe... Uh, multe denumiri cu o însemnătate foarte practică și uh, astăzi vreau să vorbesc despre locul în care Isus Hristos s-a născut. Asta e primul punct din mesajul meu de astăzi. Locul Betleem. Să vedem ce, ce, unde este. Betleem, practic, este uh, la o distanță destul de mică de Ierusalim. Uh, și este un oraș relativ mic. Pe vremea noastră, acum, este undeva la 25-30 de mii de locuitori. Când Isus s-a născut în Betleem, era mult mai mic. Și uh, pe lângă asta, Betlehem era un oraș uh, nensemnat. De fapt, ăsta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a ales Betlehemul. Pentru că era un orășel mic și neînsemnat. Asta e, asta e, așa ne spune Biblia. De aceea, Dumnezeu l-a ales în Mica 5 cu 2. Biblia ne spune că din Betleem va veni un conducător. Un conducător. Așa că Betleemul este faimos în întreaga lume, dar nu pentru ceva ce a făcut Betleemul, ci pentru ceva ce s-a întâmplat în Betleem. Adică s-a născut Domnul nostru Isus Hristos, Betleemul. Um, Biblia ne spune, și când am citit asta, practic, m-am gândit la mine, m-am gândit la noi. Este un oraș mic și neînsemnat. De câte ori te-ai simțit tu? Și de câte ori m-am simțit eu mic și neînsemnat. Poate că fiecare dintre noi am avut momente în care ne-am simțit așa. Și ne-am gândit, noi eu nu potrivesc acolo. Eu pentru mine nu e să fac asta. Eu sunt prea mic și prea neînsemnat. Dar vreau astăzi să-ți spun că Dumnezeu a ales Betleemul pentru că era mic și neînsemnat. În seara aceasta, dacă tu poate privești la tine și, te, și vezi un domeniu sau uh, pur și simplu te, te vezi pe tine mic și neînsemnat, vreau să te gândești din acel loc s-a născut Mesia, dintr-un loc mic și neînsemnat. Tu poți să faci o diferență în această lume pentru că Dumnezeu te alege, El alege, Lui îi place. Lui face plăcere să aleagă ceea ce e mic și neînsemnat și să să ridice și să transforme și să facă în așa fel încât acel lucru mic și neînsemnat sau acea persoană care se simte mică și neînsemnată să fie transformată în ceva pentru gloria lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun despre Betleem, vreau să privim la oamenii din Betleem. Vreau să vedem um, acești oameni, da, Iosif și Maria, bineînțeles, dar înainte să vorbim despre Iosif și Maria, vreau să vă mai aduc în, în, în față um, o persoană pe care cu toții, un nume pe care cu siguranță fiecare dintre voi îl știți. Cineva care s-a născut în Betleem, numele lui este David. Și, de fapt, David este motivul pentru care Iosif și Maria s-au întors în Betlehem, Pentru că, în perioada respectivă, s-a făcut un rece în și Iosif și Maria au trebuit să se întoarcă în, 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 în locul de baștină. Iosif și Maria făceau parte din spița de neam a lui David. Și, de aceea, ăsta a fost motivul pentru care Iosif și Maria au trebuit să se întoarcă în, în Betleem, în... 1 Samuel, capitolul 16, versetul uh, 1 și 4 spune: Domnul i-a zis lui Samuel: Până când vei mai boci pe Saul, de vreme ce eu l-am respins, ca să nu mai domnească peste Israel, umpleți cornul cu un și du-te acolo unde te trimit, la Ișai, Betleemitul. Ce înseamnă asta? Cineva care iese din Betleem, nu? Betleemitul. Pentru că pe unul din fiii săi mi l-am ales ca rege. Samuel a făcut ceea ce îi spuse, spusese Domnul și a venit la Betleem. Așa că David se trage din Betleem și, cum am spus, ăsta a fost motivul pentru care Iosif și Maria au, au trebuit să vină în Betleem. Ei, înainte să vină în Betleem, locuiau în Nazaret și Nazaretul era la o distanță de 120 de kilometri de Betleem. Destul de departe. Când vorbim despre Iosif și Maria, vorbim despre oameni obișnuiți. Ei nu erau vedete, nu erau foarte cunoscuți. De fapt, nici nu știu dacă erau cunoscuți. Citim în Biblie și istoria ne spune că Iosif era tâmplar. Maria era adolescentă. Deci nu, era, nu erau foarte cunoscuți. Acum sunt cunoscuți din cauza ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei. Din cauza modului în care Dumnezeu i-a folosit. Dar atunci Iosif și Maria erau oameni simpli. Oameni obișnuiți. Oameni care, care uh, nu... Nu le făcea nimeni poze pe stradă și nimeni nu uh, îi posta pe WhatsApp sau pe știu eu pe Facebook sau Instagram. Ei pur și simplu erau oameni, oameni uh, simpli, oameni obișnuiți. Uh, deci avem un loc mic și neînsemnat, Da? Avem oameni mici și neînsemnați. Oameni obișnuiți, nu? Dar, dragul meu, astăzi vreau să... Vreau să te rog ceva. Vreau să te rog să nu-i permiți celui rău să te mintă că tu ești prea obișnuit sau prea simplu sau ești prea uh, mic sau prea neînsemnat. Dușmanul vrea să te mintă și să-ți să fure pasiunea pentru ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Diavolul vrea să-ți vrea să fure pasiunea și, și pur și simplu să te facă să crezi că tu nu ai nicio valoare. Mulți. Sunt foarte mulți oamenii, în special în, în perioada aceasta a, a sărbătorilor, care se gândesc la ei în felul acesta, că sunt mici, neînsemnați, că nu au nicio valoare, că societatea nu are nevoie de ei, că, că familia lor nu are nevoie de ei, că nimeni nu are nevoie de ei și, și nu ar vedea nimeni dacă ei nu ar mai fi. Sunt foarte mulți care se gândesc așa. Vreau astăzi să respingi această minciună. Pentru că nu este adevărat. Nu este adevărat și, și uh, puțin mai uh, mai uh, încolo o să vedeți de ce spun asta. Tu ai valoare. Tu ai valoare. Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu vrea să, vrea să folosească oameni ca și tine. El chiar vrea să folosească oameni ca și tine. Uh, care sunt mici și neînsemnați, simpli și reali până la urmă. Că despre asta este vorba. Nu? Apoi, al treilea lucru pe care vreau să-l spun despre, despre Betleem, este faptul că, pe lângă faptul că era un loc mic și neînsemnat, și am văzut că sunt oameni mici și neînsemnați, oameni obișnuiți, am văzut și uh, în uh, musical, am văzut că au avut probleme. Care au fost problemele Betleemului? Iosif trebuia să călătorească împreună cu Maria, cu soția lui, uh, în ultimul trimestru al sarcinii. Acum, uh, doamnelor, nu știu ce înseamnă să fiți însărcinate și nici nu îmi doresc să știu. Uh, uh, dar... Uh, Vreau să vă spun că și bărbații trec prin momentele lor. Okay? <clears throat> și noi avem momentele noastre. Gândiți-vă. Probabil că pe drum înspre Betleem, Iosif, ca orice alt bărbat, în loc să ceară sfatul sau să, să întrebe pe cineva, direcția corectă, s-a dus după el, după capul lui și uh, s-au rătăcit probabil de câteva ori. Și Maria i-a zis, ce, ce ne zic și nouă astăzi soțiile, nu? Dar nu puteai să întrebi și tu pe cineva și, și ajungeam la timp, nu? Ajungeam pe ziua, în Betleem, nu? Probabil că, probabil că s-a întâmplat asta sau, sau uh, uh, poate gândiți-vă gândiți și la asta. Uh, poate că Maria i-a spus lui Iosif, Iosif, dacă făceai și tu o rezervare, Fiul lui Dumnezeu nu trebuia să se nască într-un iesle. Nu? Cu asta ne luptăm noi, doamnelor. Asta e, asta e, partea noastră. Sigur că e greu să fii însărcinat, mă gândesc, <laughs> să fii însărcinată, uh, dar, uh, dar Vreau să vreau să încerc să să vă ajut să, să ieșiți un pic din uh, uh, acel balon perfect al scenei nașterii lui Isus Hristos. Și să vedeți că au fost probleme. De ce? Pentru că Iosif și Maria erau oameni simpli. Erau oameni ca și tine și ca și mine. Isus a fost un bebeluș ca și bebelușii care se nasc astăzi. Și, um, și ei erau ființe umane. Iisus, sigur, era, uh, era o ființă umană, perfectă, dar era și Dumnezeu perfect. Um, al patrulea lucru pe care vreau să-l prezint și, uh, și despre Betleem, și cred că ăsta este punctul culminant sau cea mai bună parte din, din tot ceea ce înseamnă Betleemul este promisiunea Betleemului. Titlul mesajului meu astăzi este Promisiunea Crăciunului. Promisiunea Betleemului o găsim în Mica 2, unde, unde spune că un rege se va naște și în versetele 4 și 5 spune el se va, el se va înfățișa și va păstori poporul în puterea Domnului în toată maestatea numelui Domnului, Dumnezeului Său. Și ei vor locui liniștiți, căci atunci El va fi măreț până la marginea, marginile pământului. Și aici este, fiți atenți, pentru că aici urmează promisiunea Crăciunului sau promisiunea Betleemului. El va fi pacea lor. El va fi pacea lor. Practic, Isus a venit în lume ca să fie pace. Ca să fie pace pentru tine. Ca să fie pace pentru oameni. Ca să fie pace pentru oameni. Acum, pace nu înseamnă lipsa problemelor. Este. Pentru pace înseamnă, poate să însemne, de exemplu, pace în mijlocul problemelor. În timp ce noi avem probleme. Să știm că suntem conduși de Regele care s-a născut. În timp ce avem probleme, să știm că suntem protejați de Regele care s-a născut. În timp ce noi trecem prin dificultăți, să știm că El este pacea noastră. Asta înseamnă pace. Să ne gândim la El și să știm că El este pacea noastră. Să nu doar să știm, să fim convinși în adâncul inimii noastre că pacea s-a născut în urmă cu 2000 de ani, pentru că noi astăzi să o putem experimenta indiferent prin ce circunstanțe trecem, indiferent dacă trecem prin boală, prin durere, prin, prin uh, divorț, prin, prin lupte, prin orice situație dificilă prin care am putea trece, noi să știm că pacea s-a născut pe Pământ. Și îngerii când au venit la păstori să, să, să le aducă vestea și e interesant că îngerii nu s-au dus la toți păstorii, este? Nu s-au dus la toți păstorii din, din uh, 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 Israel, a ales un grup de păstori și, și voi astăzi sunteți aleși ca îngerii lui Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu, ca prezența lui Dumnezeu să vă vorbească și să vă spună pace vouă. Pacea a venit pentru voi. Mergeți și primiți-o. Mergeți și întâlniți-o. Păstorii s-au ridicat imediat din locul în care erau și s-au dus direct acolo unde le-a spus îngerii să meargă și au găsit lucrurile exact așa cum li s-a spus. Ăsta e un lucru extraordinar. Pacea lui Dumnezeu s-a născut și nu doar că s-a născut, dar, dar păstorii, după ce au auzit vestea aceasta, s-au dus și au găsit. Au văzut că e adevărat. Au văzut că ceea ce li s-a spus este adevărat. Și gândiți-vă la, la Iosif și Maria. Iisus a venit să fie pace. A venit să fie pace pentru ei într-o perioadă tulbure. Într-o perioadă dificilă. A venit să fie pace nu doar pentru Maria și Iosif, nu doar pentru Israel, pentru, uh, pentru poporul ales, al lui Dumnezeu, a venit să fie pace pentru toate neamurile, pentru toate popoarele, pentru fiecare persoană, indiferent de, de naționalitate, indiferent de culoare, indiferent de înălțime, de, de uh, etnie, Isus a venit să fie pace pentru tine, indiferent. Prin ce circumstanțe treci și, um, și el vrea să îți dea în această seară pacea lui. Așa că, dragii mei, ăsta e mesajul meu de acest Crăciun pentru tine. Pace! Pace pentru tine! Vreau să-ți spun, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut să ți aducă pace. Și poate că ai venit aici și te-ai întrebat: "Oare voi găsi pace? Oare voi găsi ce am nevoie?" Isus este pacea. Isus este ceea ce ai nevoie și și vreau, vreau să vreau să știi indiferent cât de neimportant sau cât de mic te simți. Indiferent cât de importante crezi că sunt problemele tale, Isus vrea să ți ofere pace. Vrea să îți ofere pacea Lui și uh, și în acest moment pacea lui Isus poate să ți aducă, poate să fie rezolvarea de care ai nevoie. Poate să fie exact rezolvarea de care ai nevoie și pacea lui vine în mijlocul circumstanțelor în care ești. Pacea lui Dumnezeu nu te va scoate din circumstanțele tale și te va pune într-o într bulă de, de uh, știu eu frumos. Acolo unde ești îți va da pace. Acolo unde ești îți va da sănătate. Acolo unde ești îți va da ceea ce ai nevoie. Nu uitați că suntem pe pământ. Și pământul și lumea este în degradare. Se degradează încet, încet. Dar, dar Iisus Hristos, Biblia spune în Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10, spune că El a venit. Pentru că dacă cineva alege să creadă cu inima lui, în Isus, Isus a venit, a trăit o viață pe, pe acest pământ, o viață model. A suferit, a suferit o moarte, moarte de cruce. A murit, a fost îngropat, apoi a fost înviat și înălțat la cer. Așa cum scrie Biblia. Și Biblia spune că dacă cineva alege pe acest pământ, ace din această lume în degradare, din această lume care merge doar în jos, dacă cineva alege să-și pună credința în Isus Hristos, dacă cineva alege să, să spună, Isus, cred că tu ai venit în lumea aceasta și te-ai născut, ai trăit, ai murit și ai înviat și ai fost înălțat, cred că ai făcut toate acestea pentru mine. Dacă cineva face asta, Biblia ne promite, Iisus ne promite asta, atunci va fi salvat. Adică vei ieși din această lume, din punct de vedere spiritual, nu fizic. Vei fi, vei fi scos din povara care apasă peste lume, neiertare, din păcat, din rușine și vei, fi, vei primi pace, vei primi iertare, vei primi bucurie vei primi dragostea lui Dumnezeu. Și, și astăzi vreau să vreau să uh, lăsăm mesajul îngerului care a venit în urmă cu mai mult de 2000 de ani. Să lăsăm acel mesaj să vină în inimile noastre. Pace pe pământ între oameni. Noi suntem oameni fiecare dintre noi. Și vreau să, vreau să vreau să mă rog acum și să. Te includ și pe tine în această rugăciune. Vreau să mă rog pentru tine. Ca acest moment, această seară, să nu fie o seară oarecare. Această seară să nu fie doar o seară frumoasă în care am reușit să punem în scenă ceva drăguț și să ascultăm un mesaj bunicel și să uh, vedem așa mulți oameni în jurul nostru care sunt interesați de Isus. Nu-i doar atât, e mai mult de atât. Această seară este despre tine. Și Isus, este despre ce faci tu cu ce ai auzit. Este despre ce faci tu cu ce ai văzut. Dacă iei o decizie, ca și păstorii, să mergi la Isus și să-l să întâlnești pe Isus și să, să... Dacă iei o decizie, ca și înțelepții sau magii, și să uh, mergi să te închini. Isus Și apoi să asculți de Isus, pentru că până, până la Isus, magii au venit până la Isus, conduși de înțelepciunea lor, conduși de, 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 de ei. Dar după ce s-au închinat lui Isus, Biblia spune că magii au ascultat de Dumnezeu. Și au mers pe un alt drum acasă. Au început. Întâlnirea cu Isus ne face să-l ascultăm pe Dumnezeu. Și în această seară vreau să te conduc. la isos